Imagini scandaloase într-un club din Iași a fost un adevărat măcel după ce mai mulți tineri au sărit la bătaie, au spart sticle și și-au împărțit pumnii și picioare. Polițiștii sunt acum pe urmele bătăușilor, pe care speră să-i identifice în urma imaginilor filmate în interiorul clubului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Din imagini se poate observa mai multe fete care au căzut pe mese, iar bătăușii își împart pumni și picioare. Tinerii au aruncat cu sticle și scaune pe unde au apucat, iar ceilalți clienți au fost puși și ei pe fugă. Scandalul a pornit în mijlocul clubului între mai mulți bărbați din două grupuri diferite, după niște acuzații aduse de o tânără. Făptașii au fugit, dar în urma lor au lăsat prăpăd. Geamurile și mobilierul au fost distruse. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili cauzele incidentului și pentru a identifica persoanele implicate.